Bună seara, bine v-am regăsit, dragi nemuritori și nemuritoare, în a treia zi de Crăciun, mai bine zis seara celei de-a treia zi de Crăciun, împreună cu deja obișnuitul nostru prieten, domnul Constantin Barbu. Bună seara, domnule Barbu, vă mulțumesc că din nou vă alocați timp ca să ne luminați. Crăciun fericit la toată lumea. Crăciun fericit la toată lumea, vă dorim. Despre ce vorbim astăzi seara, domnule Barbu? Astăzi continuăm să prezentăm domeniile de activitate din tehnologia spațială Cash GANS și discutăm despre cum pot oamenii să-și îmbunătățească parametrii în locuințe sau cum pot să construiască o locuință nouă folosind, bineînțeles, aceste substanțe GANS. Deci astăzi subiectul nostru sunt locuințele, spațiile de locuit. Știu că am ezitat un pic amândoi cu titlul. Dumneavoastră ați preferat un termen mai precis și mai general în același timp, și anume habitat. Dar aici, sub cuvântul ăsta habitat, se înțelege și un apartament, și o casă, și un dom, diverse... Și o rulotă. Și o rulotă, orice loc unde poți să pui capul jos și să-l numești casa ta. Bun. Și mi-ați spus că în prima parte a emisiunii o să parcurgeți împreună cu noi diversele tipuri de construcții și modul cum se poate aplica. Da, am făcut... Eu încă nu am, de obicei când vin să prezint ceva înseamnă că am și experiență în acest domeniu. O să încep să am experiență în acest domeniu al habitatelor din luna ianuarie. Iar în urma succesului, pot să-i spune, și a invitațiilor care le-am primit să prezentăm cât mai multe noutăți, am făcut apel către colegii noștri care sunt în grupurile de studii din țară și în special colegul nostru Gianni și echipei lui din Petrila. Gianni din Petrila. Da. Cred că sunt mulți oameni care se uită și o să vedeți foarte multe poze care ne-au fost oferite pentru a vi le prezenta în premieră. Multe lucruri le vedeți în premieră. Echipa lui Gianni a făcut în ultimii 2 ani de zile mai multe experimente de a construi case plasmatice. Ei studiază foarte mult partea de mediu, alimentație și agricultură. Astfel am început să construiască diferite structuri, domuri geodezice, o să le vedeți în poze. Astfel a reușit să aibă foarte multe beneficii, dar despre beneficii încercăm să vorbim după pauză. Rămâneți alături de noi. Eu mă opresc de câte ori, adică opresc discuția de câte ori nu înțeleg ceva. Să știți că nu mai sunt sigură ce înseamnă domuri și în niciun caz geodezice. Vă mărturisesc că în alte țări, mai ales în spațiul catolic, un dom e o catedrală. În centrul Vienei se află domul Sfântul Ștefan. E o catedrală. Da, noi ne referim la o structură care este formată, de obicei este formată din triunghiuri care formează hexagoane, iar aceste hexagoane unite creează un dom, practic o jumătate de sferă sau un sfert de sferă, depinde de dimensiunea lui. Sunt domuri de 9 metri, în poze avem poze de domuri de 9 metri, de 8 metri și pot să ducă până undeva la 27 de metri. Deci, dacă vă înțeleg eu bine, spuneți că un dom este o construcție care are forma semicirculară și, mă rog, e fațetat cumva, asta e definitoriu pentru un dom, care are o formă semicirculară. Da. Și cuvântul geodezic, ce înseamnă? Geo știu că e pământ, dar geodezia nu mai știu ce e. Se lucrează cu geometrie și putem să facem domuri geodezice în diferite figuri geometrice fixe, cum sunt triunghiurile, romburile, și putem pătrat, hexagoane, tot ce intră în geometrie putem să definim ca și dom și să putem să creăm o sferă, pentru că ele sunt suprafețe fixe, iar unite între ele creează o sferă. Bineînțeles, sunt calcule foarte, foarte sigure și se creează practic printre cele mai sigure structuri pentru, de exemplu, pentru cutremure. Acesta este o aplicație, este soarele central din dom. O să povestim mai mult despre această aplicație. Sunt două tipuri de gansuri sau mai multe tipuri de gansuri, dar ce vă prezentăm este un soare, este practic energia de la soare. Noi o aducem înăuntru în dom.
Astfel... Stați că m-ați pierdut. Ăla e un dom. Ceea ce se vede acum în imagine, ăsta era un dom. Că voiam să începem prin a defini ce este. Și asta cu soarele, n-am înțeles? Vorbiți despre soarele, planeta? Noi, Gianni, mă rog, suntem o comunitate foarte mare. Când vorbesc la plural, înseamnă că reprezint și comunic din partea comunității. Da. Aceste triunghiuri sunt asamblate înainte, sunt tăiate, este vorba de, să zic, 2 metri cub de lemn. Așa. Pentru un anumit tip de dom. Da. Sunt nanoacoperite. Există o procedură care, Gianni, și vedeți că toate domurile noastre din poze sunt negre. Dumneavoastră, acum vorbiți despre acele conturi ale triunghiurilor. Da, da, da. Nu sunt niște triunghiuri compacte. Ele înainte sunt triunghiuri și după aceea se unesc și devin hexagoane și din hexagoane sunt poziționate în formă de sferă. Dar erau numai niște rame. Da, acelea sunt, acolo e începutul. Deci dintr-un lemn se unește, se face un triunghi, din triunghi se face un hexagon și din hexagon se unește în anumită poziție, se face o sferă. Și când spuneți că le-ați aplicat gansuri, vă referiți atât la ramele din lemn, cât și la ceea ce le umple? Ce le umple? O fațetă, o suprafață de sticlă sau ce e acolo? Suprafețele sunt mult mai simple de atât. Au găsit și discutăm în partea a doua emisiunii, este folie alimentară. Folie alimentară? Folie alimentară. Noi încercăm să vă prezentăm lucruri care le puteți face într-o săptămână și cu elemente, să zic, foarte ieftine sau și cu beneficii foarte mari și stați lângă noi pentru că de-abia am început emisiunea. Da, mai ales că se alternează cu imagini de vegetale sau ce este acolo. Acest dom e o seră sau e o casă? Poate să fie seră sau poate să fie casă. Depinde ce utilitate îi dăm noi. Adică sunt diverse utilități. Poate să fie și o bucătărie de vară, poate să fie și un dormitor de iarnă. Depinde cum este setat, ce dorește persoana respectivă. Și prin foliuța aia alimentară, sau cum i-ați zis, care este o structură plăpândă, nu trece frigul, nu trece nimic? Aici este... Taina. Aici este taina, aici este inovația noastră. Așa. Pentru că Gianni și echipa lui cred că sunt printre primii, prima echipă, un grup de studii pe planetă care aplică tehnologia plasmatică în construcții. Ei au o experiență foarte mare, mă refer la Gianni și Geta, au o experiență foarte mare în zona de alimentație, în zona construcțiilor naturale, în zona agriculturii naturale, și lor le-a fost foarte ușor să înțeleagă cum să aplice plasma în aceste noi inovații, în aceste noi structuri. Structurile sunt deja, așa le vedeți, se prefabrică dinainte, se taie, sunt anumite unghiuri, bineînțeles, sunt toate cotele, sunt la dispoziția celor care vor să cunoască acest lucru și într-o săptămână există posibilitatea ca o familie să poată să-și construiască o casă. Pentru că vă calculați 2 metri cub de lemn, depinde cât costă în județul dumneavoastră, folie alimentară. Și dacă vrem să mergem mai departe, pentru că încă nu am zis tot, mai avem și partea de izolație. Iar izolație, la fel, am găsit Gianni și echipa lui, bineînțeles, au găsit, el este Gianni. L-am recunoscut imediat. Gianni Merlin. Uh-huh. Și au găsit tot felul de inovații în care folosim, de exemplu, lână, folosim cânepă din aceasta industrială care este legală. Deci nu vorbim de lucruri ilegale. Sigur. Și nu mai este nevoie de așa un strat foarte mare de izolație. Adică beneficiile sunt mult mai interesante și această dezvoltare de construcție se face foarte rapid și la costuri mai micuțe decât suntem noi obișnuiți și mai ales că s-au mărit acum, s-au triplat costurile la materiale de construcție. Izolația e pe interior. Poate să fie și pe interior, dar poate să fie și pe exterior, pentru că ce încercăm să vă prezentăm sunt locuințe. Noi susținem foarte mult înființarea comunităților sustenabile. Da. Oameni care au teren vor să-și construiască și vor să-și construiască mai multe tipuri de habitate, cum le spunem noi. Și vor exista mai multe tipuri de habitate pentru că am avut o întâlnire cu membrii comunității noastre în luna decembrie, urmează altă întâlnire în luna ianuarie și am reușit să atragem în grupul nostru micuț, am reușit să atragem arhitecți, inginerii, constructori și facem o echipă mică, puternică,
și invităm pe oricine care este arhitect, constructor sau designer de case să vină alături de noi. O să avem o întâlnire publică în luna ianuarie 2022, unde o să vă prezentăm mai multe tipuri de construcții de case. Ceea ce vă prezentăm este domul geodezic, dar avem și s-a realizat într-o comunitate la Șinca Veche, de exemplu, s-a realizat o casă din chirpici. Bineînțeles, cunoaștem acest lucru, casa din chirpici, din pământ galben, cu paie și alte elemente care se adaugă. Noi reușim să îmbunătățim acea casă, acei parametri ai compostului, pentru că este un compost din mai multe elemente, acest chirpit. Nu, un pic. Deci, să nu plecăm de la primul subiect, care erau domurile geodezice. La primul subiect. Ați spus că se poate izola pe interior sau pe exterior. O astfel de izolație presupune două straturi. Un strat este acesta de folie, celălalt e tot de folie și între ele se pune... Da, în funcție de designul care... Exact. Vine pe exterior, noi de ce ne protejăm cu folie? Pentru că este foarte ieftină. Noi creăm multiple straturi de folie. Adică putem să creăm... avem trei tipuri de gans. Vedeți? Că noi legăm acest lucru și creăm trei folii. Și fiecare folie va crea o interacțiune cu câmpurile care vin către structura noastră. N-am înțeles legătura. Să zicem că aveți trei straturi de folie, da. Și pe fiecare din straturile astea noi punem anumite tipuri de gans. Pe toată suprafața? Pe toată suprafața venim cu un gans, venim cu folie, iar ca la tort. Doar că crema noastră sunt gansurile. Am înțeles. Și între ele se pune un tip de izolație sau alt tip de izolație? Iar pe interior, iar pe interior acolo venim cu alt tip de izolație care este mult mai organic și depinde de designul care dorește să-l facă om în casă. Pe interior poate să își pună și lemn, poate să își pună OSB, ceea ce dorește și ce bani are de materiale. Deci dacă eu vă înțeleg bine, esența este că cel care își face o astfel de casă sau un astfel de dom își prepară cantități un pic mai consistente de gansuri de diverse tipuri și probabil că au o anumită ordine în care se pun în funcție de ce urmărești sau cum este. Toate... Gansurile de bază se pun sau care? Da, toate lucrurile astea sunt învățate de oamenii care doresc să vină să învețe alături de noi, pot să intre pe, să se apuce de cunoașterea în știința plasmatică, să intre pe Facebook, așa cum noi recomandăm, dacă au Facebook, Fundația Cash, grup de studii în limba română, acolo sunt 8.000 de oameni, cred că, care preiau informații și nici nu e nevoie să fiți membri, puteți să luați informațiile pentru că grupul este public. Site-ul nostru plasmaromania.ro are secțiune de habitat la secțiunea cash a tehnologiei și puteți să învățați foarte multe doar că stați acasă și atunci partea practică o să o facem împreună. Ok, deci avem aceste domuri care pot servi drept locuință sau drept seră sau drept orice altceva, bucătărioară de vară, ce ați spus noastră. Gansurile se folosesc pentru a, zic eu, unge, nu știu dacă mă exprim foarte elegant. Acoperi. Pentru a acoperi, ce frumos, științific vorbiți. Pentru a acoperi acele cadre triunghiulare, pentru a acoperi sticla din ele sau, dacă nu e sticlă, plasticul și așa mai departe. Deci se acoperă totul cu substanțele astea, cu gansuri, da? Și această acoperire e unică pentru toată durata de existență a casei sau se mai reîmprospătează vreodată? Se poate reîmprospăta, nu e nicio problemă, sub diferite alte forme, dar aplicăm odată și considerăm că am făcut o condiție sănătoasă pentru noi, pentru că în momentul în care noi venim cu această inovație de a introduce tehnologia în construcții, casa devine vie. Casa devine vie și chiar poți să vorbești cu casa, dacă chiar vrei să comunici cu casa, nu e nicio problemă, pentru că toate elementele din casă sunt niște mici sufletele și poți să comunici cu ele. Și îți răspund. Îți răspund, dar o să vă zic după pauză și cum răspund ele. Ok. Mă interesează dacă nu cumva e, cum să spun, prea puțin permeabilă. De exemplu, o casă respiră. Dacă avem numai folie de plastic, mai respiră casa aia? Ea
putem să facem sunt, bineînțeles, arhitecții știu, avem nevoie de ușă, avem nevoie de geam, avem nevoie de balcon, deci asta se face, de nicio problemă. Noi ne referim la suprafața care trebuie acoperit. Ok. Ați mai arătat un pic mai la începutul discuției, s-a văzut o structură din două cercuri și ați numit-o soare... Soare central. Soare central. Ce era acolo? Sunt gansuri de CO2. Gansul de CO2 și CH3, adică foarte puternic magnetic și foarte puternic gravitațional, care au o bilă de ping-pong în mijloc și este ceva de genul furtun în furtun cu rolul de a direcționa câmpurile care sunt în gansuri și de a crea o circulație dinamică, pentru că pe structura domului sunt la fel aceleași tipuri de gansuri și ele interacționează și vor crea foarte multe beneficii celor care stau în dom sau în afara domului. Deci acea structură formată, zic eu, din două cercuri sau din două elipse nu are legătură cu generarea de căldură. Cum se încălzește o astfel de casă? Se încălzește foarte simplu. Noi avem, știm să lucrăm cu aceste substanțe, care sper că oamenii s-au obișnuit cu ele, sunt raze magnetice manifestate sub formă de gaze nano, iar tot ce respirăm noi și căldura noastră arată așa la noi în tehnologia noastră. Căldura noastră arată așa. Căldura noastră arată așa acum, CH3. Adică energia care vine de la soare, ceea ce pe mine mă alcalinizează, noi o obținem așa. Și lucrăm cu ea, de exemplu, iarna în perioada aceasta. Eu dacă mă duc și înstropesc acum mașina, eu mâine dimineață, că ninge și e chiciură în București, probabil mâine o să fie înghețată, eu probabil mâine dimineață nu o să am mașina înghețată. Asta înseamnă că probabil o să pun ultimul strat, acesta, când creez această impermeabilitate, probabil CH3 o să fie ultima. Deci dacă dumneavoastră acum, să revenim la exemplul cu mașina, dacă acum doriți sau casa, seara, să faceți ceea ce e necesar pentru ca mâine dimineață să nu fie chiciură pe mașină în condițiile în care nu o puneți într-un garaj. Ce-i faceți? Îi dați pe toată mașina cu un gans? Apoplasmatică de CH3. Asta se folosește în comunitatea noastră. Apa aceea limpezită. Da. Cu ea spălați toată mașina. Pulverizăm. Pulverizați. Da. Apoi, deci, și o să punem, există o procedură în care în casă punem aceste patru gansuri de bază, eu am trei, o să pun și al patrulea, în funcție de poziția geografică în care ne aflăm. Și, de exemplu, CH3 o să se ducă pe nord, pentru că are legătură cu soarele, CO2 se va duce pe sud și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt deja pe site. Apoi, după ce poziționăm noi aceste gansuri pe polimagnetici și pe poziția geografică, noi avem patru anotimpuri. Avem cald, foarte cald, rece și mai rece. Așa considerăm noi. Deci avem diferență de magnetic și gravitațional foarte mare. De exemplu, iarna, noi pulverizăm pe anumiți pereți, pentru că ei trebuie să comunice stânga-dreapta, noi putem să pulverizăm cu apa plasmatică de gans de CH3. Ce înseamnă ei trebuie să comunice stânga-dreapta? Înseamnă că doi pereți care se privesc față în față trebuie să fie stropiți cu același gans? Da. Pentru a crea aceste interacțiuni infinite. Păi atunci, dacă avem o cameră clasică, să zicem pătrată sau dreptunghiulară, atunci n-am decât două tipuri de gansuri pe care le pot aplica să comunice doi pereți cu doi pereți. Și peretele acela mic pe care stă geamul, e tot cum se consideră un perete. Ok. Da? Deci orice suprafață care stă plană, care stă față în față cu altă suprafață plană, se consideră perete, indiferent dacă de dimensional. Ok. Și ce facem cu celelalte patru? Apoi avem gansul de CO2 și zinc, de exemplu, se lucrează foarte mult vara. Noi vara avem nevoie de o temperatură sau iarna avem nevoie de o temperatură constantă de 21-23 de grade. Noi atunci poziționăm gansurile de CO2 și zinc și pulverizăm acești pereți pentru că schimbăm condiții. Apoi, mereu pe interior, nu? Mereu pe interior. Momentan rămânem la interior și pe aceea avem gansul de oxid de cupru, care lucrează foarte mult pe decontaminare și mai mult spălăm pe jos cu el vara pentru că are o temperatură rece și dacă vrem iarna temperatură rece, la fel, spălăm foarte mult pe jos cu apă plasmatică din gansul de cupru. Și noi în felul ăsta ne creăm, pentru că asta este ideea de habitat. Noi încercăm să introducem ideea de habitat pentru că conține mai multe elemente, este mai generos în înțelegere, dar noi încercăm să direcționăm oamenii să nu mai rămână atașați foarte mult cu casa de pământ. Nu, de ce? Noi încercăm să formăm case pe piloni, pentru că
avem câmpul plasmatic, aceasta este casa noastră, este exact ca o navă spațială. Iar sub nava spațială, sub casa noastră, noi nu mai avem nevoie să stăm în poziționați în interiorul Pământului, să fim legați de fundații. Pentru că noi dăm drumul la aceste câmpuri plasmatice să lucreze și pe sus, dar și pe jos. Și în felul ăsta se aduce o armonie și avem mai multe beneficii decât casa ar fi poziționată pe Pământ. Noi trebuie să lăsăm câmpurile plasmatice să circule pe sub casă și asta se poate face dacă o să avem casa pe piloni sau încercăm să avem casa și pe o platformă, iar această platformă să aibă și roți, pentru că, vedeți, noi în România suntem într-o poziție dificilă doar când avem un cutremur. Ce înseamnă un cutremur? Este o mișcare magnetică și gravitațională, astfel casa noastră ar trebui să fie cumva pusă pe ori pe arcuri, ori să se miște pe cauciucuri sau pe roți. Rulmenți, cum erau. Și atunci noi venim cu aceste, noi înțelegeri și încercăm să le actualizăm și să le punem la dispoziție oamenilor sub diferite forme și sub diferite design de habitate. Bine, dar acum să nu vă supărați pe mine, dar așa privind acest dom, am așa senzația că e o improvizație, adică nu-mi imaginez că în domul ăla poți să-ți faci sufragerie, bibliotecă, dacă îți mai poartă azi biblioteca, habar n-am, două băi, dormitoarele copiilor, e o existență redusă așa la un minimum, nu? Domnul. Este pentru o persoană sau pentru două persoane. Da, cam așa. Noi ce vă arătăm sunt sere, sunt create sub formă de sere, dar avem și mai multe domuri puse și se creează un culoar între ele și te duci de la bucătărie, te duci la sufragerie și după aceea te duci la unde ai nevoie, la toaletă. Ce e frumoasa imagine de aici? E tot un dom? Nu, aici este un alt tip de construcții care încercăm să îl introducem pentru prima dată în România. Avem un inventator care a făcut o imprimantă 3D pentru beton. Sunt cunoscute aceste imprimante 3D pentru beton. Aici sunt doar design-uri cum ar putea să arate casa noastră construită în 5 zile. Pentru că o să vedeți o grafică cu o imprimantă 3D. Există un beneficiu pentru că inventatorul a găsit și un liant, acest ciment care se pune are o durabilitate net superioară față de ceea ce este pe piață, iar cu arhitecții și cu inginerii încercăm să venim cu astfel de proiecte din 2022, exact, da? Dar casele, uitați, aceasta este macaraua, imprimanta 3D. Și în 5 zile ea construiește casa. La imaginile foarte frumoase care tocmai s-au terminat adineori, acolo era o casă real existentă. Unde se poate vedea un astfel de model de casă? A fost doar pentru această imprimantă 3D, au fost proiectele inspiraționale. Sunt deja construite, ceea ce vrem să facem și noi. Adică încercăm să vă arătăm ce putem să construim și era noi. Era în altă țară? Da, era în altă țară. Asta nu. Dar inovația noastră este că o să folosim în structura cimentului, betonului, o să folosim gansuri. Ok. Deci noi, de fapt, în aici această primă parte a emisiunii, da, vorbim de diverse tipuri de case, cum ziceați, de domuri, de case de pământ, case de prefabricate, case din beton și ce mai vorbim, unde elementul comun îl constituie faptul că toate sunt cu aplicații de gansuri pe ele și cu tot felul de alte lucruri. Ca să termin eu în mintea mea cu acest dom, îmi spuneați că nu are o sursă proprie de căldură? Și m-ar mai interesa și un alt subiect, mai ales dacă e pus așa pe o platformă. Cum îi se face un racord totuși la apă și la canalizare? Ca să nu mai zic de gaze? Deci, în primul rând, căldura, v-am spus, putem să reglăm temperatura cu gansuri. Structura este plasmatică. Nu va pierde așa de multă energie. Are alte beneficii structura noastră plasmatică. Iar pe geamuri se pun nanomateriale. Cum vedeți, aceste nanomateriale se atașează pur și simplu pe geam și ele sunt ca un termostat. În această formă, adică sub această formă simplă, această formă, da, de spirală. Sub diferite forme. Ca și când ar fi o decorațiune. Exact. Și atunci noi acolo pierdem energie prin geamuri și acolo încercăm să punem aceste nanomateriale și sunt rezultate și se creează un transfer termic mai puțin sau chiar deloc. Adică putem să câmpurile acestea plasmatice la un moment dat nanoacoperă toată casa, adică devine un flux plasmatic permanent și putem să deschidem geamurile și să nu iasă temperatura
să nu simțim temperatura de afară sau să nu eliminăm temperatură din casă. Deci dacă deschid geamul, îmi intră, sper, aer proaspăt, că de asta deschid geamul, și totuși nu-mi iese căldură? Da. E posibil așa ceva? Da, pentru că astea sunt, noi ne pregătim să înțelegem cum se face nava spațială. Iar în nava spațială, gândiți-vă că sunt mult mai multe interacțiuni cosmice de care noi trebuie să le înțelegem, pentru că nava spațială este tot așa un dom, tot este creat cu nanomateriale și gansuri, doar că îl replicăm pe Pământ sub forma de habitat. Ok. Deci, pentru claritatea mea, nu e nevoie de o sursă de căldură, o sobă, un radiator, o centrală, nu e nevoie de ceva care să dea căldură în mod activ. Este nevoie la un moment dat, pentru că noi avem iarnă, iar putem să ducem să se facă căldură odată, da? Și prin aplicarea gansului de CH3, câmpul plasmatic al gansului de CH3 preia această căldură și o menține undeva la 37 de grade. Cât timp? Asta în funcție de capacitatea, cât de bun este gansul, cum a fost creat și ce condiții sunt și în exterior, pentru că nu lucrează doar, toată casa lucrează pentru a ne susține, nu lucrează doar o simplă substanță care noi o dăm. Dar cel mai important este că putem să reglăm temperatura prin poziționarea acestor nanomateriale pe geamuri unde acolo se face transferul termic. Ok, deci spuneați că o singură dată, mă rog, pentru o lungă perioadă de timp, cel puțin, o singură dată încălzim interiorul casei și apoi, cumva, aceste tehnologii au grijă ca această căldură, odată generată, să nu se mai disipeze, să nu se piardă. Și când încălzim, putem să folosim energie electrică, putem folosi orice? Noi, după cum vedeți, încă n-am terminat de prezentat domeniile în care noi aplicăm. Și așa cum ați văzut, avem sănătate, alimentație, avem transport și energie. Gândiți-vă că toate lucrurile care noi le-am prezentat până acum sunt deja incluse în casă. Adică o să aveți și energie. Dacă vreți să vă racordați la utilități publice, nicio problemă, puteți face, dar puteți să faceți și compost din ceea ce eliminați. Pentru că noi folosim dejecțiile de la animale, să spunem, în compost pentru agricultură. Și astfel sunt și proceduri în care noi putem să folosim ce eliminăm, să punem înapoi în natură. Deci toate lucrurile astea vor fi foarte bine gândite, dar necesită curiozitate ca oamenii să aplice. Noi știm deja anumite detalii, ce rezultate am avea, dar încercăm să venim cu o sustenabilitate foarte rapidă pentru o familie care dorește să se mute sau are un teren și dorește să se mute. Prin cunoașterea științei plasmatice poți să faci, să ai o sănătate, alimentație, agricultură din prima, din start, dar în același timp poți să lucrezi să faci baterii plasmatice sau sisteme magrav care îți reduc consumul și o să ai și casa plasmatică. Și la acest dom, mai spuneți odată, vă rog, înălțimile? Depinde de suprafața lor. Poate să ajungă de la 9 metri, sunt și 21 de metri, adică ne putem duce până la P1 foarte ușor, adică să avem un nivel înăuntru. Ceea ce este perfect pentru o familie. Să avem parter plus 1. Un parter plus 1 și la nevoie putem să intrăm și puțin în pământ. Adică există și, vedeți, uitați aici, sunt modulele. Unul e în bucătărie, unul e sală de meditație. Fiecare ce are nevoie. Am înțeles. Deci se înțeleg acolo la Petrila, această familie foarte activă și creativă, a realizat aceste domuri, da, care multe se văd. Care sunt la Petrila, sunt și în județul Timiș, sunt și mai avem colegi în Cluj, e Horațiu care a fost, ce ați văzut, cele 5 au fost la Horațiu în Cluj, lângă Cluj, mă rog, în județul Cluj, Napoca. Nu, e județul Cluj. Județul Cluj. Și locuiesc oamenii? Au petrecut vreo iarnă vreunii într-un astfel de dom? N-am această informație dacă au petrecut, pentru că sunt folosite pentru agricultură. Am înțeles. Deci au unde să stea, doar că au folosit aceste domuri pentru agricultură și încercăm să studiem efectele care sunt în interior și în exterior. Minunat, minunat. Dacă nu mai e nimic de spus despre aceste domuri, am putea să trecem la casele de pământ. Nu sunt eu foarte lămurită, dacă le punem pe o platformă utilizată ca și locuință, nu ca și seră. Nu mi-e foarte clar cum se pot racorda, dar probabil că se pot într-un fel pentru o vreme racorda la utilitățile locului. Dacă nu mai simțiți nevoia să adăugați ceva la capitolul domuri, putem să trecem la casele de pământ.
Casele de pământ se construiesc, sunt casele noastre tradiționale care sunt construite de ani, de mii de ani de zile, cred că dacă mergem la Muzeul Satului o să vedeți case de pământ care au bordeie care au început din pământ către exterior și după aceea au continuat cu un nivel pe 1 în funcție de ce elemente s-au găsit. Da? Mai adăugat și lemn, s-au făcut structura de lemn și pe aceea se fac chirpicii. Noi o să vedeți la anul, o să intrăm foarte ușor în zona de case de lemn pentru că se folosește foarte multă apă pentru a procesa acest compost în care se creează chirpiciu. Iar noi acei chirpici, dacă avem doi chirpici și stăm între ei, pentru noi este un sistem de alimentație sau este un sistem de sănătate. Deci ele, dacă avem doi pereți de chirpici? Pur și simplu doi bolovani de chirpici în mână, două cărămizi de chirpici, că ei sunt sub formă de cărămidă o să fie făcut. Așa, sunt făcut. Da. În primul rând, dacă stați cu chirpicii în mână, v-ar lucra pe sănătatea și pe alimentația dumneavoastră. Deci, în primul rând, noi ceea ce facem este ceva foarte benefic pentru sănătatea noastră, apoi pentru mediul înconjurător. Lucrurile se fac unde sunt, știu că chirpici se face cu pământ galben, se ia două, trei căruțe de pământ galben și se fac diferite structuri de forme de chirpici. Nu vorbiți acum de acele cărămizi făcute din argila asta și băgate totuși la foc. Așa, sunt diferite, se lasă la soare, sunt diferite procese. Noi avem lucrul ăsta. Noi ce venim și intervenim în formarea lor, noi punem gansuri. Și bineînțeles, mai sunt câteva lucruri care îi lăsăm pe oameni să stea puțin curios, dacă vor să studieze alături de noi, să mai pun anumite lucruri în aceste structuri. Efectul fiind mereu același. Efectul... Bine pentru sănătate, bine pentru echilibrul termic al locuinței, nu? Exact, exact. Sunt foarte multe beneficii și doar în 2 ani de zile colegii noștri au reușit să înregistreze câteva beneficii, iar în zona de chirpici la fel, este o zonă care este foarte ușor de făcut, dar necesită 2-3 luni de zile, dacă depinde și ce casă vrei să-ți faci și ce dimensiuni, cum vrei tu să-ți crezi, dar se lucrează foarte ușor cu chirpici sau pur și simplu cu pământ pus pe o anumită structură. Bine, mi-închipui că nu-ți faci vilă cu 3 niveluri din chirpici, adică pe undeva materialul are o anumită simplitate a lui și cere și o structură simplă cumva. E o modestie în el însuși. Imaginația nu are limite. Se folosește alături de chirpici, se poate folosi piatră, piatră de râu, lemn și dacă omul vrea să-și facă 5 etaje din chirpici, ce putem să-i facem? Îl ajutăm! Da? Chiar îl ajutăm! Minunat! Interesant. Pe urmă ați spus case din prefabricate, OSB sau alte lucruri. Da, încercăm să venim cu mai multe oferte în care oamenii, în funcție de buget sau de materialele care deja le au, noi să putem să intervenim deja pe materialele care le au. Și poate mulți oameni au OSB-uri. Am fost, de exemplu, de Paști, anul acesta, am fost într-o comunitate ortodoxă, în Vrancea, unde un prieten al nostru care s-a călugărit și-a făcut o casă de casa lui pe piloni, dar a folosit OSB și a mai făcut și la o măicuță, la fel se construiesc 1000 de euro foarte rapid. O casă de 1000 de euro? Da, o casă din OSB pusă pe piloni. Bine, mai trebuie și ceva izolație, că OSB-ul singur nu o să țină de cald. Da, dar are o sobă foarte puternică și vă dați seama că este foarte ușor de încălzit o cameră sau cum fiecare cât își gândește. Dar prin aceste gansuri noi putem să venim și asupra sobei sau persoane care mai are lemne, pentru că mai avem și gansul de CO2 și știm că gansul de CO2 întreține arderea, pentru că am făcut teste pe lumânări, punem picături la lumânări și vedem care arde mai mult. Și în sobă punem tot picături? Nanoacoperim lemnele, asta e secretul. Lemnele le pulverizăm cu acest gans de CO2 și când ele sunt introduse sub temperatură înaltă, temperatura aceea se menține mai mult și ard mai încet. Am înțeles. Mai e ceva de spus la aceste două tipuri de case, de pământ și de prefabricate? În general, construcțiile sunt un constructor sau un arhitect, un inginer știe exact. Noi venim doar să intervenim într-un proces micuț, când casa începe să fie construită, le explicăm exact unde intervenim noi, ca să creăm acești pereți, pentru că pe noi ne interesează să acoperim și sus și jos, să avem aceste gansuri, pentru că se comportă altfel
o casă plasmatică, folosim materialele care ei deja le au. Deci, practic, dacă eu aș sintetiza corect, aș zice că fie se introduce în compoziția materialului din care se va naște structura peretelui, de exemplu în acea argilă din care se fac casele de pământ, se introduce gansul sau se introduc gansurile, fie se fac pereții cum se făceau, din OSB, cu izolație sau nu știu cum, și se acoperă cu această apă, nu? Se acoperă, sunt diferite forme. Aici intrăm deja la următorul subiect. Cei care, pentru că sunt persoane care au deja o casă și sunt atrași, vor să testeze și o să invităm să-și renoveze sau să-și restaureze casa. Am înțeles. Deci mai aveam de vorbit despre casele din beton și ați zis că unele pot să fie din beton, altele pot să fie din beton scos la imprimantă 3D și pe urmă să vorbim nu despre case existente, case pe care le construim, ci case existente pe care le restaurăm sau le renovăm. Ce vreți să-mi spuneți despre casele din beton? Anul acesta a ieșit această inovație în România. Este casele din beton pe imprimantă 3D se fac în lume, pe continente, se fac de foarte mulți ani. Dumneavoastră, când ziceți casă de beton, văd că ziceți imediat făcute la imprimanta 3D. Dar da. Casă de beton pur și simplu nu se poate? Se poate. Sau casă de cărămidă? Se poate, dar case clasice Da, se poate, doar că beneficiul la casele pe imprimantă 3D este că noi alegem designul. Nu mai suntem condiționați de foarte mult de colțuri. Timpul, în 5 zile se face o casă cu un etaj pe o suprafață de 10x10. Cu condiția să ai imprimanta 3D suficient de mare, da. Disponibilă. Da. Și există, se pune tot tubulatură, electricieni, adică se lucrează în mod foarte rapid, foarte rapid, și omul se poate muta în 2 săptămâni, se poate muta în casa visurilor lui, care este creat de arhitect, cu formele care le-ați văzut, aceste organice, ca și cum am intrat într-o peșteră sau intrăm într-un nou univers. Da. Și asta poate să facă, asta e beneficiul la imprimanta 3D, că poate să facă aceste forme organice să copieze. Dacă vrem să avem casa în forma unei cochilii de melc sau unei scoici, asta poate să facă această imprimantă 3D. Dar toate astea deocamdată sunt în stadiul de proiect, nu știu cât de avansat proiectul, nu știu câte teste s-au făcut sau e doar un vis. Da. În orice caz, nu există acum, însă ne mai despart doar 5 zile sau nici atât de anul care vine. Ea există, este certificată pe România, are deja beneficii. Cine ea? Imprimanta 3D. Imprimanta, și da. Liantul, pentru că este important și liantul, este descoperit și un liant nou. Iar inovația noastră este că o să fim prima țară, să zic, prima comunitate plasmatică care o să introducă în acest liant, în acest beton, o să introducem gansuri. Și atunci ne depărtăm ușor față de ceea ce există pe piață, pentru că betonul normal are o valoare energetică. Noi, în momentul când punem în beton gansuri, schimbăm această valoare energetică și se schimbă parametrii casei. Atunci când se realizează acea compoziție care va deveni ulterior, prin întărire, betonul, atunci se folosește apa plasmatică? Sunt niște procese care doar oamenii care vin la, care vin la aceste cursuri sau o să vedem cum ne organizăm, pot să le învețe. Nu am trecut, aș vrea să am această practică, să vă dau niște detalii foarte clare, dar din ianuarie multe astfel de proiecte o să încercăm să le facem cât mai deschis și atunci o să vedem toate detaliile. Noi încercăm să le oferim oamenilor mai multe opțiuni. Imprimanta 3D, da, probabil o să fie un preț mai, un preț mai mare față de un dom geodezic sau de o casă făcută din chirpici. Dar încercăm să ne adresăm tuturor oamenilor care vor să vină să învețe, să vină să-și facă și să găsească o modalitate foarte simplă la costuri cât mai micuțe sau dacă vor să-și facă vile pe imprimantă 3D, treaba lor. Ok, însă aveți o colaborare cu colegii din grupurile din exteriorul țării noastre care poate au făcut efectiv așa ceva? Sau toată lumea e în stadiul zero? Noi suntem, avem inventatorul, avem liantul, avem macaraua, de la anul ne apucăm de treabă în aceste, tot ce v-am prezentat vor intra deja de la anul. Domurile care le vedeți sunt deja realizate de 2 ani de zile, deci avem o mică experiență, dar încercăm să venim cu mai multe oferte pentru oamenii care nu mai sunt atrași de apartamente sau
și-au pus bani deoparte și vor să-și înceapă o viață nouă. Deci îmi spuneți că domurile geodezice s-au făcut, s-au realizat ba la Petrila, da, ba la Cluj, mă rog, nu ca locuințe, ci mai mult ca sere, dar s-au realizat. Case de pământ, acum nu știu dacă și-a făcut cineva în mod special o casă de pământ. A fost aplicată și cunosc lucrul acesta la Șinca Veche, la comunitatea Armonia Brașovia, lângă mănăstirea Șinca Veche. Acolo există o comunitate care se formează și știu că au acolo o tehnologie plasmatică. Am restaurat și am nanoacoperit la Valea Dragonilor, la o comunitate din județul Deva, de lângă Ribița Brad. Am folosit gansuri în 2017 în elementele de reconstrucție ale casei principale de acolo din comunitate, și probabil or să vină mai multe rezultate de la anul, dar momentan acestea sunt rezultatele care... Ok, deci domuri geodezice există, case de pământ ziceți că ați făcut în acest context al comunităților autosustenabile, case din prefabricate bănuiesc că la fel ați realizat? Da, încă n-am realizat case din prefabricate, este o idee nouă, dar am văzut că am luat legătura, am vorbit când am fost la această comunitate de comunitate ortodoxă și am văzut cât de simplu e, nu trebuie să zic, oricine poate să-și construiască și un copil poate să construiască exact cum face un Lego, așa poate să construiască o casă, doar că el nu are destul de multă putere. Okay. Și atunci orice persoană, nu trebuie să fie inginer, poți să-ți construiești o casă. Această imprimantă 3D pentru o casă din beton e un unicat? Există una bucată imprimantă în România sau aici, nici asta nu există? Momentan există una care este deja ocupată. În București? Da, pleacă din București și se duce unde are nevoie. Ea intră într-o dubiță, adică este modulară. Indiferent cât de mare e casa? 10 pe 10, momentan module de 10 cărămizile sau ce? Nu, 10 metri pe 10 metri. Credeam că suprafața unei case, cât poate să ducă macaraua imprimantei de la un cap la alta. Dar se pot construi, bineînțeles, și macarale de 20 pe 20, depinde de câți oameni sunt atrași de lucrul acesta și să vină lângă noi să dezvoltăm, nu știu, orașe. Ne interesează foarte mult să dezvoltăm comunități, în primul rând, apoi intrăm pe apă, probabil o să construim și pe apă, sunt proiecte foarte ambițioase de construcție a o astfel de habitate pe apă. În ce sens? La ce vă referiți? Un foarte bun exemplu avem Olanda, unde foarte mulți oameni în Olanda trăiesc pe canalele, pe plute, și pe această plută și-a făcut o casă în forma care... Și vă gândiți la noi la delta sau unde vă... Sunt foarte multe lacuri, ne gândim către această zonă, dar trebuie să fie foarte bine un proiect foarte bine gândit, pentru că nu putem să stăm unde sunt valuri, da? Avem nevoie totuși de lacuri staționare pentru început, ca să testăm aceste... Am înțeles. Și, deci, în foarte puținele minute care ne-au mai rămas, vreo 5, până la pauză, puteți să-mi spuneți prin ce diferă restaurarea, renovarea, reabilitarea unei case deja existente cu includerea tehnologiilor, nanotehnologiilor, prin ce diferă asta de crearea unei case? Nu se face tot așa? Se pune apă plasmatică în materiale sau? Ba da, e același proces și noi putem să intervenim. Adică dacă omul are o gaură, se crapă casa, da? Atunci noi putem să venim, pentru că el pune un adeziv acolo și noi în acel adeziv îl învățăm cum să pună și anumite tipuri de gans. Iar asta se face interior-exterior, putem să ne ducem chiar și mai departe și este ceva la fel foarte nou, să facem țiglă din ceramică plasmatică. Este un proiect iarăși foarte ambițios, care noi lucrăm ușor cu artiști care lucrează în ceramică și facem ceramică plasmatică. Probabil o să avem noi creații în anul care urmează. Iar pentru casele care se reabilitează, oriunde există un compozit în care noi ne permitem să punem apă, atunci putem să introducem apă plasmatică, gansuri. Și cel mai interesant este că la absolut toate casele de care am vorbit, putem să introducem gansuri în vopse. Și atunci, dacă introducem gansuri în vopsea și știm
pentru că noi avem o temperatură în care avem 4 anotimpuri. Dacă făceam în Africa case, acolo avem doar un anotimp și știm cum să lucrăm cu doar probabil cu 2 gansuri. Dar aici probabil o să lucrăm cu mai multe tipuri de gansuri adăugate în vopsea. Facem deja, vedem rezultatele în proiectele de artă în care am făcut pictură cu tablouri plasmatice și vedem deja rezultatele când stai între două tablouri plasmatice, dar gândiți-vă că stați non-stop și dormiți mai ales într-o cameră care este vopsită plasmatic. Este exclus să existe vreun efect negativ în urma faptului că undeva, în loc de apă, în compoziția, nu știu, a betonului sau a vopselei, se adaugă apă plasmatică. Este exclus să existe vreo schimbare neplăcută a parametrilor? Nu, substanța este non-toxică. Nu mă gândeam la toxicitate, mă gândeam mai mult la habar n-am. Cunoaștem foarte multe detalii din tehnologia noastră, la fel și inginerul și constructorul cunoaște și el detalii din tehnologia lui. Noi aducem elementele, le punem în discuție, ce folosim, unde folosim. Aluminiu poate nu l-aș folosi în construcția de casă, dar aș folosi lemn sau aș folosi sticlă, dar n-aș folosi plastic. Dar putem să lucrăm și cu plastic, putem să lucrăm și o să vedeți, sper, un proiecte foarte interesante în care mobila să fie făcută din carton presat și cartonul presat să fie nano. Carton presat? Carton presat. Tot ce intră în casă de la șifonier, cu îmbrăcăminte plasmatică, veselă ceramică plasmatică, până la pat plasmatic, canapea plasmatică, și noi nu venim să tehnologizăm, să digitalizăm foarte mult, noi venim să ajutăm omul să nu mai petreacă așa mult timp în casă, să vină doar să stea să mediteze dacă plouă afară și nu are unde să stea, dar el să petreacă foarte mult timp cu el. Nu să petreacă foarte mult timp să renoveze casa sau să facă o muncă în plus care poate l-ar direcționa de la misiunea lui foarte mult. Și atunci noi venim să facem o integrare a sufletelor în această casă. Știți ce mi-a venit în minte și de-aia zâmbesc? Încerc să-mi imaginez cum se aplică această apă plasmatică peste tot și mă gândeam, când vine popa cu botezul, tot asta face, stropește cu o apă ale cărei proprietăți au fost modificate în sensul cel mai benefic cu putință, pentru că s-a invocat la aghiasma mare de nu știu câte ori prezența Duhului Sfânt, apa aia nu se strică, apa aia se bea când ești într-o situație la ananghe sau bolnav. Deci tot pe undeva ne mișcăm în zona unei ape cu energii deosebite sau cu Duhul Sfânt sau cu Dumnezeu. Noi vorbim despre lumină, asta încercăm, adică noi arătăm oamenilor că acea apă binecuvântată poate să fie la fel această apă plasmatică. Am trimis, colegii noștri au, de exemplu, mi-au ajuns o informație în care o persoană a fost într-o comunitate de măicuțe și a dat un gans de CO2 măicuța a spus, când a simțit toată energia, a zis că asta e lumina lui Dumnezeu. Lumina, așa a zis? Lumina lui Dumnezeu. Da, sunt. Ce interesant, lucrăm, cum a zis lumina? Pentru că simt. Oamenii simt aceste substanțe. Noi nu le vedem ca sunt niște oxizi, doar că simt aceste câmpuri din spatele acestor substanțe. Sunt foarte puternice. Pentru oamenii care sunt și senzitivi și sensibili, se lucrează mult mai ușor. Și se fac. Sunt și biserici care binecuvântează aceste substanțe și s-a dus vestea în toată țara. Gândiți-vă, de 6 ani de zile s-a dus în foarte multe locuri această veste. Mulți oameni au rezultate, mulți nu le împărtășesc, dar noi venim să adăugăm și mai mult la această cunoaștere, să le arătăm oamenilor că ceea ce au făcut ei pot să aplice și în vopsea, și în kitul de mașină, și în kitul de casă, pentru noi același lucru. În fond, aș zice eu că nici nu prea există domeniu care să fie exclus. Se poate aplica asta în orice domeniu al vieții. De-abia terminăm luna aceasta, avem o lună în care nu ne-am repetat, încă găsim aplicații diverse și vor mai urma emisiuni, pentru că o să vedeți, cu această apă plasmatică se poate aplica în multe domenii. Oh, ce interesant! Făcut. Simt nevoia unei pauze de publicitate, pentru că e foarte multă informație și foarte densă. Oricum, emisiunea trebuie revăzută.
Am revenit după o pauză intensă, ca de fiecare dată, și așa cum am stabilit la începutul emisiunii, în partea a doua ați spus, domnule Barbu, că vom discuta despre o serie de cursuri, ca întotdeauna cursurile dumneavoastră sunt un dar, și apoi vom discuta despre, abia aștept, despre efectele plasmatice, adică beneficiile pe care le aduc aceste tratamente. Vă ascult cu mare atenție. Am reușit să închegăm așa un grup activ în care o să predăm aceste informații persoanelor care, bineînțeles, gratuit, cum v-am obișnuit, cadou din partea comunității noastre plasmatice. Gianni are această și echipa lui, și Flaviu și Geta, are această deschidere cu Horatiu să formeze grupuri în care să aibă aproape în fiecare lună, dacă există posibilitatea, sau în momentul în care cineva încearcă să ne contacteze, o să găsiți mai multe informații din luna ianuarie. Pe la ce grup vă referiți? La plasmaromania.ro? Plasmaromania.ro, o să promovăm aceste intenții de a dărui posibilități de a fi realizate habitate, iar în aceste cursuri care durează 7 zile, echipa lui Gianni se va muta într-o zonă unde există materiale, există teren, există capacitatea ca ei să stea cazați și, bineînțeles, să și mănânce, bineînțeles. Ei sunt și ca mine, nu or să mănânce așa mult. Pentru a-și pune la dispoziția celor care doresc case, aș pune know-how-ul la dispoziția lor, sau care e conceptul? Da. Conceptul este de a oferi exact ce facem noi. V-am spus că eu sunt doar o singură rotiță. Eu sunt o singură rotiță, mai sunt oameni ca mine care dăruiesc ceea ce au primit și încercăm să dăruim și aceste beneficii de a construi case plasmatice sau de a renova, dar în aceste cursuri nu o să avem doar construcții de case, este un pachet mai complet în care se promovează foarte mult alimentația plasmatică, în care puteți să învățați să faceți apă plasmatică de trandafir, de liliac și așa mai departe. Pe care o bem. Pe care o beți. Sunt diferite tratamente cu câmpuri plasmatice, depinde, asta o învață oamenii la cursuri, nu e neapărat nevoie să introducem ceva în corp. Apoi există partea de agricultură și mediu, adică poate o familie sau o comunitate dorește să cunoască mai mult din această tehnologie și aplicabilitatea ei în agricultură și mediu, și venim cu mai multe informații din mai multe domenii, dar punctul central este construirea domurilor plasmatice. Și va exista în luna ianuarie, o să facem un anunț pe Fundația Cheșe, grup de studii în limba română pe Facebook. Fundația Cheșe, grup de studii în limba română. Dar și pe site-ul nostru o să găsiți variantele în care, de exemplu, în luna ianuarie este deja stabilit, și în luna februarie, în luna ianuarie este undeva la Costești, se va fi primul workshop. Costești? Ce județ? Că sunt mai multe județe. Lângă Sarmizegetuza. Ah, ok. Zona aceea. Sau sper că aceea zonă este, din câte informația. Iar în luna februarie o să ne mutăm în Băneasa, lângă București, să construim la o grădiniță domuri plasmatice. Ce n-am înțeles, vă duceți în ianuarie, chiar dacă ninge, chiar dacă e ger, vă duceți la Costești sau, mă rog, în orice localitate ar fi, să construiți într-un pământ înghețat? Noi avem gansul de CH3, noi avem și alte soluții, dar, bineînțeles, există un spațiu unde se produc, nu o să stăm afară, există un spațiu acoperit unde prefabricăm toate lucrurile și da, ieșim afară în, nu există iarnă, există CH3. Fantastic. Avem, nici nu pot imagina, sinceră să fiu, dar avem soluții, echipa noastră, gândiți-vă că folosesc zilnic și au o grădină foarte mare în Petrila, au și ei grup de studii, au și ei laborator. Sunt în aceste câmpuri plasmatice, nici ei nu mai sunt alimentați foarte mult de mâncarea fizică și trăim foarte mult cu câmpurile plasmatice care le producem. Și facem câmpuri plasmatice din orice element natural care există. Cum adică? De la busuioc la metale rare sau ce elemente considerăm noi că sunt benefice, noi le vom introduce în aceste case plasmatice și atunci casele plasmatice se vor îmbunătăți. Noi nu lucrăm doar cu gansuri, o să aveți o casă plasmatică cu vopsea de aur sau cu vopsea de diamante. Oh, știți ce râd? Pentru că îmi imaginez că va fi o mare borcănărie cu tot felul de gansuri. Gansuri de mâncare, gansuri de încălzit, gansuri de
pereți, gansuri de perdele. Deci va fi o borcaniadă. Distilerie de gansuri sau în loc de gemuri o să aveți aceste gansuri, pentru că trebuie spațiu. Există spațiu, da, asta este ideea. Noi încercăm să facem într-un mod cât mai organizat. Am invitat comunităților și se formează foarte multe comunități. Cred că din 2022 o să avem cel puțin vreo 10 comunități în România. Unele sunt deja formate, unele sunt în curs. Și noi le-am spus, realizați o încăpere, un dom plasmatic special pentru partea de laborator. Pentru că în partea de laborator voi puteți să susțineți toată comunitatea. De ce? Pentru că doi oameni din comunitate pot, sau un om din comunitate pentru început poate să se dedice pe sănătate, alimentație, agricultură și mediu. Apoi mai are puțin... Acolo în laborator. În laborator. Asta să facă el, să susțină comunitatea. Pentru că el vine cu foarte multe resurse, foarte multe situații care probabil comunitatea are nevoie. Apoi dacă mai vine încă o persoană care este atrasă de acest domeniu, pot să învețe să facă baterii plasmatice, sisteme magrav pentru reducerea consumului de energie sau generare de energie. Și vedeți, doar cu doi oameni și cu o construcție simplă, costurile sunt reduse, dar oferă beneficii pentru sute de oameni. Doar acel spațiu de 9 metri, să zic. Cât de mari sunt ca număr de participanți în medie astfel de comunități care își zic autosustenabile? Cea mai mare este la Brad, este o comunitate închisă, are 70 de familii. De familii? Da, cea mai mică are 4 familii. Și au oare... Bine, acum nu are legătură cu emisiunea noastră, dar mă întrebam așa, dacă locuiesc în casele lor și doar au zis că își pun la oaltă forțele și cunoașterea ca să se ajute, sau s-au relocat toți pe un teren... tabula rasa și au construit ceva de la zero. Nu am avut ocazia să vizitez comunitatea de la Brad, dar în general s-au construit și au fost și anexe care deja au fost construite, și asta se întâmplă în mai multe comunități. V-am spus, am făcut și Paștele în comunitate ortodoxă și oamenii au găsit și terenuri acolo, au găsit și case și au făcut și biserică, ce au vrut ei, dar au venit întotdeauna cu ceva nou. Au susținut ce este acolo, ce au găsit acolo, dar au venit mereu cu ceva nou și au construit, și au venit alți oameni care au rezonat cu acest lucru, și așa în felul ăsta s-a făcut comunitate. Sunt măicuțele într-o parte și taicii și preoții în altă parte. Călugării. Am înțeles. Deci, practic, dacă ar fi așa să tragem o linie, ne-ați învățat cum să ne îngrijim solul, cum să avem recolte mai bogate, cum să nu mai avem nevoie de recoltele propriu-zise și să luăm de la o portocală sau de la un măr gustul de măr, gustul de portocală sau informația despre ce conțin ele, și să ne hrănim, nu? Să bem apa plasmatică conținând această informație, să ne încălzim, să ne facem case. O, Doamne, dacă mai spuneți și că ne ajută dacă ne fracturăm, Doamne ferește, un os, glumesc, dar înțeleg că aproape noi nu glumim. În orice situație. Noi, chiar bine, avem... noi nefiind medici nu putem să spunem asta, dar toate câmpurile astea fac bine, nu? Toate câmpurile fac bine. Adică nu dăunează. Întâi non-nocere, să nu dăunezi. Ceea ce există în mediul înconjurător și există ca și aminoacid, ca noi să ne manifestăm, ca lemnul ăla care noi îl tăiem și îl folosim la casă, sau cimentul ăla, fructul, leguma, tot ceea ce ne înconjoară pe noi este format din aceste gaze. Patru gansuri de bază. Carbon, oxigen, hidrogen și azot. Da? Și noi le avem sub această formă. Dacă vrei să mănânci mărul, îl poți mânca. Nu e nicio problemă. Dar dacă vrei să înțelegi partea profundă, este că poți să iei acel măr, să stai cu el în mână, să te conectezi cu el, că e și el un suflet, și să-ți facă acest transfer de energie. Noi acolo încercăm să ducem persoanele care intră în astfel de comunități sustenabile, pentru că viața lor se va schimba. De ce? Pentru că unul din beneficii sunt câmpurile acestea plasmatice ale gansurilor de CO2 și zinc, care lucrează pe probleme neuro, probleme emoționale. Deci, probleme neuronale și probleme emoționale. În primul rând, oamenii care vor să se unească într-o comunitate sau stau într-un bloc, ei avem multe probleme. Da, nu e un frecuș, invidie, stând în aceste discuții, câmpuri, stând în aceste câmpuri, lucrurile vor ieși la suprafață, vor fi spuse, pentru că trebuie să existe un echilibru, plasma nu astupă. Plasma scoate la suprafață până la echilibru. Vor ieși acele discuții, vor fi înțelese, dar vor fi o să transcedem aceste înțelesuri și nu o să stăm să ne mai certăm în continuu, pentru că deja am avut discuția,
vrem să evoluăm și gansul de CO2 și zinc lucrează foarte mult în această zonă. Și atunci stabilizăm foarte rapid, într-o lună, două, dacă oamenii stau în aceste câmpuri plasmatice, stabilizăm foarte rapid o comunitate. Sau dacă vrem o țară, nu contează. Se liniștesc. De ce nu le ducem în toate zonele de conflict armat ale planetei? Asta ne-a zis domnul Cheș. Dacă aveți conflicte, puneți gansul de CO2 și zinc pentru că creează o pace, este o elevare, o înălțare a sufletelor în momentul în care ele stau în acest perimetru în care sunt aceste gansuri. Dacă avem conflicte politice între conducătorii noștri, cum nu-i putem liniști cu aceste câmpuri binefăcătoare? Da, noi nu încercăm să învățăm pe oameni cum se aplică, ei hotărăsc unde aplică. Nu pot să le spun oamenilor, duceți-vă în jurul Parlamentului, în jurul Guvernului, în jurul Ministerelor și puneți fiole cu gans care sunt non-toxice, nu au ce să facă, adică poți să le ieși de un copac, de ce vrei tu. Dar se va armoniza acel mediu. Pentru serios? Că, da, sunt foarte puternice. Noi trecem cu aceste câmpuri plasmatice și prin perete și prin orice, pentru că noi suntem lumină. Și da? Generăm pace, generăm o stare de armonie în loc de disarmonie. Vai câtă nevoie ar fi. Asta e, pentru că asta încercăm să le explicăm oamenilor. Aceste bile rotative, ele creează câmpuri foarte puternice decât o bilă care e statică. Și noi încercăm să-i obișnuim pe oameni să dea drumul la fel și fel de ventilatoare, biciclete, să dea drumul la aceste câmpuri plasmatice, dar contează foarte mult intenția pe care se lucrează. Deci intenția pe care ți-o pui când construiești bila asta sau când îi dai drumul să se miște? Când faci nano, când faci gansul, pentru ce vrei să-l folosești, pentru că tu aduci în manifestare, în acest plan, o entitate. Această entitate te ajută, este entitate de lumină, îți aduce echilibru, dar nu poți să o direcționez către persoane care nu doresc acest lucru. Sigur, liberul arbitru e respectat până și de Dumnezeu. Dar noi cu gansul de CO2 nu încălcăm liberul arbitru, pentru că ca omul să se susțină acest plan are nevoie de carbon, oxigen și zinc. Și atunci noi dacă punem în toată, pe Dâmbovița, pe toate râurile, noi punem deja lucrurile astea în mare, în oriunde ne ducem, pe vârf de munte, noi avem deja aceste gansuri. Noi încercăm să creăm o rețea plasmatică în jurul țării și încercăm să lucrăm pe ea. Dar gândiți-vă că suntem puțini. Suntem doar câteva sute de mii. În zonele unde le intre, se simte foarte. O pace în localitățile respective sau ce anume se simte? În primul rând, atunci când expunem aceste câmpuri plasmatice, vremea se schimbă. Devine o vreme care ajută, te ajută și pe tine să te dezvolți, dar ajută și plantele și microorganismele. Există beneficii asupra vremii și acum vremea agresivă, pentru că noi suntem un câmp de plasmă, iar acest câmp de plasmă este inteligent și nu va acorda o altă energie, nu va lăsa o altă energie care este distrugătoare pentru mediul în care ea se manifestă, nu o va lăsa să se manifeste. O grindină, un trăsnet, cutremur. Ploaia, dacă e ploaie, nicio problemă, e nevoie de ploaie. Dacă avem de cutremur, noi rezolvăm foarte ușor partea aceasta de cutremure dacă introducem sisteme mai grav în jurul comunității noastre, pentru că ele vor absorbi, ele sunt rezonatoare, magnetice și gravitaționale și va absorbi energia care este în exces și deasupra, dar și în pământ. Și atunci se vor schimba foarte multe lucruri cu o bobină nano pusă în pământ și știm noi cum să facem conexiunea. Deci, în primul rând, se schimbă atmosfera interioară. O să avem căldură. Dacă avem nevoie de căldură, știm să condiționăm. Nu se vor atinge în casă, nu vor intra virus, bacterii, lucruri care sunt dăunătoare pentru corpul nostru. Extraordinar, mai ales în vremurile astea. Da, pentru că aplicația, noi vă prezentăm o tehnologie spațială. Gândiți-vă că noi aceste câmpuri le aplicăm și în spațiu. Deci, în interior suntem ca într-o navă spațială. Avem de toate, ne susținem. Dacă avem nevoie să mâncăm, mâncăm, dar o să înceapă procesările emoționale și nu o să mai avem nevoie să mâncăm așa de mult. Probabil o să bem apă mai mult. Apă, da. Deci o să fie un proces. Apoi o să vedeți că nici apă nu mai aveți nevoie, pentru că apa este tot această substanță. Și atunci se va schimba foarte ușor paradigma de gândire al oamenilor care stau și aplică. Noi ne-am schimbat-o, vedem, testăm, avem rezultate, suntem sănătoși. În exterior, casa noastră va emite câmpuri, dar ea va comunica casa principală, cum vedeți aici în poză, casa 1 comunică cu casa 3. Dacă... În ce sens comunică? Ce au ele să-și spună? Sunt câmpurile plasmatice care comunică de la o casă care este la 5 km, comunică cu una care este la 20 km sau dacă ele sunt apropiate la 10 metri una de alta. Ce își comunică? Comunică câmpurile acestea plasmatice și creează un efect de echilibru
în zonă în care aceste vreme agresivă nu mai poate să ajungă, pentru că noi am creat o condiție în care avem noi tot ce ne-a dat Dumnezeu. Iar dacă intervine ceva, trebuie să intervină cu acordul nostru. Iar acordul nostru se bazează pe cunoaștere. Și atunci, atât timp cât ai cunoaștere și știi cum, de ce vine vremea agresivă, atunci ai și soluții. Și chiar îl rog în regie să urmărim un efect înregistrat și prezentat la nivel internațional, acel video care l-am trimis, să vedeți un efect de câmpuri plasmatice, da, asupra din aceasta este în partea dreaptă, vedeți harta grădinii unde existau aceste substanțe GANS, iar filmarea este făcută în 2017, dacă nu mă înșel, a fost prezentată la nivel internațional, o găsiți pe YouTube, Tom Salas Plasma Dome, o găsiți sub forma aceasta în engleză. Puteți să-i dați drumul. Ce este acela rotundul, acela galben? Este grădina. Este grădina, acela, cercul acela. Grădina galben, care o filmează și în jurul ei este suprafața unde sunt plantate florile, au o geometrie. Și asta este filmare făcută pentru că mama lui, este un coleg de-al nostru, Tom Salas, care mama lui locuiește pe insula Dominica și această insulă a fost afectată de trecerea uraganului Maria, care este de un nivel 4 sau 5. Iar aceasta l-a chemat, pentru că nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat după ce a trecut uraganul, cum arăta grădina, aceasta este grădina la o săptămână filmată, după trecerea unui uragan, ca să înțelegeți ce fac aceste câmpuri plasmatice. Ce, și-a revenit plantația? Nu și-a revenit, n-a fost afectată. Ce vedeți în jur, acolo se termină câmpul plasmatic, da? Acolo nu mai este domul plasmatic și ce vedeți în jur este cum arată insula după uragan, dar neavând câmpuri plasmatice. A durat 6 ore, vânt de 200 de mile pe oră. Faceți socoteala cât înseamnă în kilometri pe oră și așa arăta după trecerea uraganului. N-a mai rămas nicio frunză în copaci. Da, asta vedeți foarte bine. Wow. Totul este pus la pământ, totul este chel, agresiv. Și asta facem noi cu aceste câmpuri plasmatice. Despre asta vorbim noi. Dar acesta a fost doar un efect. Noi l-am înregistrat și Gianni la Petrila. Grindină la vecinul, la el nu mai era grindină. Fantastic. Deci, și n-a putut Flaviu să filmeze, că n-avea telefon performant să filmeze, dar a stat cu noi la telefon și ne zicea, la noi nici măcar nu plouă, la vecinul e grindină și după aceea a venit și ploaia în grădina lui Gianni. Noi eram la o întâlnire și chiar a fost uimiți. Cunoscând această putere a câmpurilor plasmatice, noi știm unde să le trimitem, unde să le direcționăm, dar ele când sunt staționare într-un loc, ele creează o protecție. Deci asta este o continuare a discuției noastre, unde vă întrebam acum câteva minute cum comunică sau ce au să-și spună. De fapt, vreau să-mi spuneți că ele fuzionează cumva sau se completează cumva și creează acoperitor de la unul la altul. Armonie și echilibru. O armonie care... cum să spun, e ca un halou, ca o umbrelă, da, protectoare. Dom plasmatic. Dom plasmatic. Sau cum vreți să-l înțelegeți. Extraordinar. Da, și pe acest testimonial, pe acest video, s-au discutat foarte mult în workshop-urile domnului Cheș, de joia, dacă sunteți interesat. Unde era? În ce localitate? Insula Dominica. Dominica. Da. Insula Dominicană. Dominica. Republica Dominicană. Nu e Republica, nu știu dacă cred că e insulă, că Republica e... Căutați pe... Și arată la un moment dat substanțele cu GANS, cred că undeva le are sub un copac, plus ce mai are prin baracă ce i-a mai lăsat mamei lui, deci nu ar avea laborator acolo să... Și lucrul acesta i-a uimit pe foarte mult și au înțeles că, da, uraganele pot să vină sau dacă se schimbă vremea artificial, noi cumva putem să gândim o aplicație pentru mediu, făcută foarte simplu cu bile de ping-pong puse pe sticle de, cum v-am arătat la sesiunea pentru agricultură. Și aici vedeți unde sunt poziționate, cred că parcă arată, unde sunt poziționate borcanele cu GANS. Serios? Da, pur și simplu lăsate pe pământ. Aici
tot arată efectele care nu au... Efectele care nu au avut loc. Efectele care nu au avut loc. Din contră, vedeți flori, vedeți... Da, totul este luxuriant. Da, totul luxuriant. Este... Despre asta încercăm să... Asta încercăm să venim cu noua paradigmă, de înțeles. Facem totul luxuriant. Da, acum înțeleg că ziceați noastră la un moment dat luxos, dar nu e vorba de lux, e vorba de abundența asta, de vegetație luxuriantă. Da, și dar și noi, uitați aici, CO2 și zinc, borcanul unde era pus. Deci pur și simplu borcanul pus pe pământ, el este conectat cu pământul și pământul va oferi la fel schimb de energie. Și cine știe să ne învețe câte borcane la o distanță nu mai mare decât sau avem protocoale, oricât de mare. Aveți protocoale. Avem protocoale, asta intră în zona de agricultură cu mediul. Astea noi le-am depășit cumva, încercăm să ne ducem mai în alte domenii care suntem pionieri. Astea cu care vă plac noastre, cu călătoriile spațiale sau ce? Da, da, da. Am înțeles. Deci îmi scriu aici protecție față de uragane, față de grindină, față de cutremur. Raze X, graze gamma. Raze X, raze gamma. Radioactivitate. Radioactivitate dăunătoare și, corpului. Da. Adică dacă se întâmplă la Cernavodă ceva, știm să... Radioactivitate. Și iarăși electromagnetism intens. Asta e, da, asta e o joacă, da. Radiațiile electromagnetice, 5G, dacă... Ne putem proteja corpul? Comunitatea, și, da, orașul se dacă poate proteja. Am văzut, am văzut imagini cu localități unde nu mai era nici măcar o pasăre vie. Le putem proteja și pe ele. Protejăm tot ecosistemul, protejăm albinele de acolo, tot ce trăiește, nu? Asta o să vedeți și la aceste domuri plasmatice, pentru că cel puțin Gianni, din ateliere care le-a realizat, am ascultat câteva din ele și găsiți și pe Asociația Cheș România foarte multe, trei ateliere sunt momentan, făcute sub domul plasmatic și vedem că animalele, vietățile, microorganismele vin foarte mult către culturile noastre plasmatice, mănâncă, respectă, dar nu mănâncă tot. Și tot există o creștere, cel puțin dublă, a cantității care noi o procesăm prin plasmă. Asta e, de fapt, ceea ce se numește sustenabilitate. Da. Să consumi cât atât cât îți trebuie, în așa fel încât să nu decimezi, să nu defrișezi, să nu lași în spatele tău. Da, și o să avem, cel puțin dacă mâine o să avem întâlnirea cu grupul nostru privat, persoanele care sunt interesate, îi rog să aștepte puțin până facem anunțul oficial, pentru că o să avem în luna ianuarie un Zoom, un eveniment pe Zoom unde o să prezentăm mai multe lucruri și o să le facem lunar. Și cel puțin în luna iunie un coleg de-al nostru din Iași dorește să construiască un astfel de dom plasmatic, dar pentru albine, să facem fitoterapie. Există acest beneficiu, știți că există o terapie cu aerul, cu oxigenul din stupi. Sunt oameni care respiră oxigenul din stupine. Iar noi vrem să facem o stupină sub formă de dom plasmatic și unde oamenii să vină să facă acolo, să respire în domul plasmatic, practic respiră din stup. Bineînțeles, o să fie familie de albine. Și o să prezentăm congresului de apicultură, cred că dacă menționez bine, o să prezentăm această tehnologie în luna februarie. Acum? Da, pentru că vedem că este o situație cu albinele și noi știm deja ce le place, ce le face fericite pe albine. S-a testat în Columbia, avem colegi în Columbia cărora le-am predat cunoaștere și ne-au oferit rezultate. Și încercăm să introducem cât mai mulți oameni, depinde unde au ei probleme, și noi să le arătăm soluțiile, sunt foarte simple, costul 10 lei. Pot să extind și să îmi imaginez că dacă se îmbolnăvește o anumită categorie, o anumită specie de animal, o anumită rasă, se îmbolnăvesc păsările sau se îmbolnăvesc găinile sau se îmbolnăvesc porcii sau se îmbolnăvesc vacile, puteți să preveniți sau să vindecați așa ceva? Vindecă doctorul. Vindecă noi doctorul. Suntem, să zic, oameni de știință, suntem cercetători. Susțineți prin noi, câmpuri, da, știm, starea de bine. În general știm exact de ce se îmbolnăvește omul, de ce se îmbolnăvește planta sau de ce se îmbolnăvește gândacul. Aminoacizi în general și sare, lipsa sărurilor. Și atunci știm ce să aplicăm. Planta lucrează pe magneziu, pe calciu, omul lucrează pe C12,
cele 12 săruri de bază până la 24, iar animalele la fel. Au nevoie de creșterea fertilității, trebuie să le facem și lor detox pentru că au luat foarte multe pesticide și toxine. Și atunci avem să le dăm să bea apă plasmatică cu anumite elemente. Sunt lucrurile astea, le-am testat, colegii noștri care sunt fermieri, au testat lucrurile astea. Mergem, să zic, 99% din informație merge sigur către o persoană care este novice, nu știe fizică, nu știe chimie, dar este curios și dorește să învețe. Cu ei lucrăm cel mai bine. Pentru că sunt oameni deschiși și asta ne interesează, să fie deschiși. Și o să vedeți, așa cum am menționat, o să înceapă cursurile pentru copii. Urmăriți, dacă doriți sau aveți copii care doresc să fie introduși în această tehnologie, o să vedeți ce minunății o să facem cu ei, pentru că ei înțeleg altfel câmpurile astea plasmatice și că, de exemplu, Adora este o fetiță care este în grupul nostru de studii din Petrila, este apropiată de Gianni și ea poate să schimbe temperatura într-un dom plasmatic prin intenție. Așa de departe s-a ajuns? Da. Asta încercăm să vă explicăm, că câmpurile acestea plasmatice, depinde pe ce intenție sunt făcute, noi putem să le programăm. Și Adora reușește să schimbe temperatura într-un dom plasmatic, ei să-i fie cald, la alții să-i fie rece, pentru că ele comunică cu cine, creează o interacțiune cu el. Și în casă, pentru că toți o să ne dorim căldură și o să aplicăm aceste lucruri, toți o să avem căldură. Pentru că căldura care vine de la foc este tot aceeași căldură care noi obținem de la soare. Adică transmutăm energia și o avem în stare lichidă. Considerați că ați menționat deja efectele plasmatice sau beneficiile din interiorul și din exteriorul unei case? Da, din interior este mai... avem 4 anotimpuri, suntem condiționați de acest lucru momentan. Eu cred că în viitor o să avem un singur anotimp. Ceea ce, nu știu, e bine? Adică e bine să nu mai ai un ger sănătos care să-ți omoare microbii, cum ziceam noi, și să nu mai ai o vară care să te facă să simți că ești fierbinte, adică tot așa căldicel. Am înțeles că prin Noua Zeelandă e tot timpul aceeași temperatură, da, sau nu știu unde. Avem și antivirus, avem și antizăpadă, avem antifrig, avem de toate. Adică cumva va exista în 5 ani de zile, foarte mulți oameni deja manufacturează această tehnologie. Încălzirea globală, v-am arătat, un borcan de CO2 rezolvă încălzirea globală. Și venim cu soluții care sunt aplicate de oameni în diferite poziții, în diferite județe ale țării. Ei sunt conectați prin aceste ganse, aceste substanțe, ei sunt conectați oricum la nivel plasmatic între ei. Și atunci va exista o regenerare a temperaturii, a mediului, de fapt, a mamei pământ, și nu o să mai avem aceste schimbări climatice foarte, foarte puternice, pentru că noi creăm o zonă de echilibru. Tocmai acum, când se pregăteau să ne impună niște taxe la sânge, să plătim pentru orice, da, să impună taxe de bioxid de carbon, da, foarte bine, atunci nu vor mai putea fi să impună, taxe. Da, să impună taxe, dar noi venim cu soluția în care, prin folosirea acestor bani din taxe, să-i folosească și în cercetare și o să vedeți că se poate schimba lucruri. Da, plătești o taxă, dar vreau să fac cercetare pe problema care tu o ai și noi avem aici soluția. Și te costă 10 lei pe tine ca stat să rezolvi acea problemă. Și mai poți să-mi iei și mie taxe după aceea? Sau mie alte taxe pe ce vrei tu, pe energie. Ok, hai că avem și energia și o avem așa, sub forma asta. Și vă dăm și vouă energie, adică nu e pentru noi. Lucrurile astea sunt... venim cu o altă paradigmă de gândire. Nicio problemă. Vreți să stați acolo, suportați lucrurile care sunt, dar aveți și soluțiile. Adică venim să schimbăm ușor lucrurile, pentru că noi ne-am schimbat în interiorul nostru, lucrurile sunt schimbate, vedem că suntem sănătoși, analizele noastre sunt bune. De ce nu am trăit noi sute de ani? Avem domuri plasmatice, avem plasmă destulă pentru toată lumea și fiecare își face acasă, pentru că atât timp cât îți faci în casă un lucru, e lucru tău, da, nu poate să intervină nimeni, materialele sunt simple. Da. Nu poate să oprească nimeni acest lucru, poate să fie un cutremur mai violent, tocmai de aceasta venim cu astfel de soluții sustenabile, pentru că blocurile nu sunt ele cele mai rezistente. Tocmai de aceea încercăm să oferim oamenilor deja o mutare în următorii 5 ani. Există posibilitatea să avem niște cutremure mai violente și atunci omul poate zice: da, am variantă, mă duc, îmi iau un hectar, stau cu încă o familie pe acel hectar, dar e sustenabil. Lucrurile se vor schimba
pentru că de 6 ani deja schimbăm lucrurile la un nivel foarte mare și află mai mulți oameni de aceste soluții simple și vor veni lângă noi foarte mulți oameni inteligenți care încă n-au aflat. Și atunci noi, dacă ne unim mai mulți oameni care avem o inteligență nativă normală, lucrurile se schimbă. Pentru că aceste câmpuri plasmatice, v-am zis, există o problemă cu ministerul, eu nu mă duc să protestez, dar poate mă duc și eu să-mi vârt din bila asta pe lângă ei pe acolo. Și ăsta e felul meu de a veni cu soluție. Nu, încerc să mă protejez, deci nivelul lor neevoluat. Neevoluat, ăsta e un cuvânt foarte elegant, da. Da. Lucrurile merg în această direcție, mai avem în luna ianuarie o să prezentăm publicului, dacă e interesat, domeniul de materiale. Ce înseamnă asta? E un domeniu destul de nou, eu n-am intrat în el, dar vi-l pot prezenta, să faceți aur. Sunt deja aur, diamante, știi să faceți lucrul ăsta. Da, aur, diamante, dar se poate duce până la nivelul să faci apă, să faci ulei sau ce element doriți. Deci, asta e... Da, noi avem nevoie de aceste elemente să le obținem pentru când mergem în spațiu și atunci le replicăm deja pe pământ din aceste substanțe. Apoi există ultimul domeniu, călătorii spațiale, adică cum se realizează, care este principiul navei spațiale, ce etos și care sunt principiile de plecare în spațiu. Iar la, să zic, ultima sesiune o să vorbim de înălțarea sufletelor, pentru că tot ce v-am prezentat și tot ce o să vă prezentăm, nu aveți nevoie de ele. Aveți toată tehnologia și toate lucrurile sunt în interiorul nostru. Acum am spuneți după 5 emisiuni că nu avem nevoie de ele. Și atunci o să oferim o opțiune oamenilor care nu au nevoie de tot ce le-am prezentat noi, dar vor ajunge la o elevare, pentru că noi considerăm, și domnul Cheș asta ne oferă, este sufletul fizicalității, care este inima, și sufletul totalității, care este un punct în mijlocul creierului nostru. Iar aceste două elemente, să zic, aceste două energii sunt energiile care, pentru care noi am venit aici să ne înălțăm. Și avem varianta să ne înălțăm prin tehnologii sau avem, varianta să fuzionăm într-un mod normal, în contemplare, în meditație sau când îi se aprinde becul. Ce înseamnă să ne înălțăm, înălțarea sufletelor? Că înălțarea noi o folosim, de exemplu, în perioada sărbătorii de Paște, acolo zicem înălțarea. Ce înălțare? În primul rând avem nevoie să ne deschidem foarte mult inima, să iertăm foarte mult. Deci înălțarea pleacă de la inimă. Ridicarea vibrației, ce înălțare? Ridicarea vibrației, toate lucrurile astea pentru nivelul astral eteric. Adică avem varianta să murim. Așa. Sau avem varianta să ne înălțăm sufletul cu tot, cu trup, și să trăim în alte dimensiuni, 5D cum, sau densități cum le văd oamenii, să ne creștem această vibrație și această cunoaștere, pentru că de fapt creștem nivelul de cunoaștere și atunci se unește sufletul, inima, se unește cu sufletul, unde are mintea și creierul și tot, și în acel moment se deschide o sferă de lumină în jurul nostru, iar această sferă de lumină poate să te conecteze foarte ușor, dacă am uitat lucrul ăsta, cu Dumnezeu, iar Dumnezeu te va trimite înapoi și o să zică, poți să te duci cu X, cu Y, pentru că acolo e misiunea ta. Încercăm ce se face în sute de ani sau în mii de ani, noi încercăm să facem într-un an de zile cu oamenii care sunt atrași de aceste informații. Ce vreți să spuneți prin ce se face în sute de ani sau în mii de ani? Această elevare prin diferite forme care au luat sub forma bisericilor, cultelor religioase, care în mod normal ar trebui să prezinte aceste informații de înălțare într-un mod cât mai simplu, necondiționat, da. Și asta încearcă domnul Cheș, să facă o înălțare a tuturor sufletelor pe această planetă, să ne conectăm cu sursa și apoi, după ce suntem noi conectați cu sursa, suntem bine. Dar până atunci trebuie să iertăm foarte mult, trebuie să nu ne mai urâm, trebuie să fim împreună, să ne ajutăm cei care suntem împreună. Dar vor să fie și suflete care au venit aici și nu vor să fie împreună, vor să strice. Și atunci, prin rezonanță, noi o să ne retragem, ei o să aibă, dacă vor să vină să-și învețe lecția, cu atât mai bine. Eu lucrez și cu suflete neevoluate sau suflete care au alte, vor să aibă aceste experiențe, dar încercăm să le oferim și lor posibilitatea aceasta de elevare, de evoluție, de înălțarea a lor. Are legătură și cu momentul morții noastre, moartea mea personală, că e un lucru inevitabil și atunci oricum spiritul nostru se înalță undeva, decât că ne rămâne corpul în mod obișnuit pe aici, pe pământ. Ce e țărână, în țărână se întoarce.
este un mod de a ne pregăti pentru o altă trăire a morții? Cum ne ducem cu trup cu tot? Asta zic, inevitabilul nu este inevitabil. Posibilul poate fi înțeles prin limita noastră de gândire. Adică dacă noi credem că e inevitabil, lucrul ăla l-am acceptat deja, înseamnă că el deja îl programăm. Dar dacă noi gândim că putem să ne înălțăm la nivel de suflet și să ne luăm acest trup, să nu mai mâncăm atât de mult sau să nu mai bem atât de mult, să respirăm mai puțin sau mai sănătos, în felul ăsta celulele noastre și toată energia noastră urcă la un nivel superior. Și acest, sau își mărește frecvența, aura noastră, energia noastră își mărește parametru. Și atunci lucrurile sunt altfel înțelese. Nu mai ne punem întrebările care ne punem când mâncam carne sau când beam alcool. Acum ne punem alte întrebări, cum putem să ajungem mai aproape de Dumnezeu într-un ritm care este propriu. Eu am ritmul meu, celălalt are ritmul lui. Sigur. Dar nu este o limită că trebuie să murim pe această planetă sau pe altă planetă. Este o limită de gândire a percepției noastre colective că trebuie să murim ca să ne ducem la următorul nivel. Pentru că asta se întâmplă, ne ducem la următorul nivel, care este un nivel plasmatic, putem să zicem, sau astral, eteric, dar putem să facem lucrul ăsta și cu corpul umanoid, pentru că suntem un dispozitiv, Dumnezeu ne-a creat și avem foarte multă putere, nu conștientizăm lucrul ăsta și atunci începem să facem tehnologii. Și unii fac tehnologie, își dau seama, evoluează, și unii comunică și cu Dumnezeu fără tehnologie. N-au nevoie de lucrul ăsta, s-au stabilizat prin diferite alte tehnici. Sunt multe tehnici pe planeta aceasta. Wow, wow! Sunteți o enciclopedie în care mereu apar noi capitole, cel puțin când cred eu că am învățat tot de la noastră. Iarăși un nou capitol. Sar la ceva ce doream să vă întreb de multă vreme când ați vorbit despre agricultură. Aveți o soluție, presupun, și pentru fenomenul care a început să se cam răspândească în anumite zone din țara noastră, și anume desertificarea, faptul că pământul ăsta bun, gras, mănos a ajuns să se transforme, am înțeles, prin zona Olteniei, dacă nu mă înșel, într-un soi de deșert, nu se știe bine. Atâta timp cât există sistem de irigație și intervenim în apă, deci revine apa în acel loc, noi putem să îmbunătățim acea apă și terenul își va reveni. Păi da, sistem de irigație, asta este o cronicizată rană a agriculturii românești, că nu mai avem irigații. Da, încercăm să... sunt teste care se pot face cu anumite tipuri de gansuri care pot condiționa o zonă. Știu că chinezii încearcă să... și-au reușit, dar nu știu dacă au legătură, pentru că ei au deja tehnologia aceasta. Serios? Să folosească, da. Să folosească în deșert. Pe scară largă sau pe scară largă, punctiform? Da. Pe scară largă, ei au fabrici mult mai mari, deja lucrurile au foarte mulți fermieri, au foarte multe rezultate cu pesta porcină, cu virus, mă rog, toată zona aceasta ei și-au rezolvat-o deja, au luat tehnologia, au aplicat-o de la nivel militar până la nivel de fermier și sunt rezultate. Acum și noi încercăm, dacă se implică mai mulți oameni, încercăm să creăm, de exemplu, sunt cauciucurile de mașină, punem nisip în acel cauciuc, încercăm să punem o plantă și să o udăm cu apă plasmatică de un anumit gans. Și este posibil să creștem într-un mediu în care există doar nisip, să creștem prin apă plasmatică, să creștem acolo plante. Dar avem această cunoaștere, vedem că s-au făcut anumite teste, dar noi nu putem să le facem pe toate și atunci oferim această informație tuturor. Wow! Mai avem un oarecare număr de minute, să zicem așa vreo 10. Ce ați dori să ne spuneți ca să facem o încheiere frumoasă, fie a acestei emisiuni de astăzi, fie a calupului de emisiuni 5 în total, în care ne-ați învățat atâtea lucruri? Simțiți nevoia să rotunjiți cumva informația? Aș vrea să mulțumesc în primul rând și sunt recunoscător că am avut această oportunitate de a prezenta tuturor ceea ce noi avem deja, există în țară și există o probabilitate ca în următorii 5 ani de zile să ne schimbăm într-o zonă foarte benefică. Noi în România? Dar noi în România,
Dar există posibilitatea să trecem și prin niște schimbări. M-am spus, există posibilitatea. Noi avem acest element, vrancea, care poate să producă anumite trepidații. Da. Dar avem soluții pentru aceste lucruri, asta este ideea, pentru că domnul Cheș ne-a spus, planeta noastră este o planetă micuță, ea va crește în densitate, în momentul în care crește în densitate și în materie, se mai mișcă, se mai mută un continent, iar pentru noi este important să gândim sustenabil, să gândim pe termen lung, să gândim pentru generațiile viitoare, pentru că am făcut rău planetei până acum, dar acum încolo putem să refacem prin o condiție foarte simplă în care oricine poate să facă acest gans de CO2 sau cupa 1 și să verse, să se conecteze puțin cu mama pământ, să se conecteze, să verse această apă pe pământ sau pe în râuri, nu contează. Oricare dintre gansuri. Să pulverizeze natură, noi asta facem de obicei duminica pe toată planeta, pentru a crea o nouă condiție și a crea o reconectare cu planeta, care mai este o entitate vie. Și cu sentimente de iubire, nu? Dacă suntem conștienți că ea e o entitate vie, atunci o tratăm. Și în același timp, deci, or să avem două tipologii, să zic, de oameni. Oameni care vor fi atrași să se mute într-o comunitate sau să înceapă să-și facă ei case. Deja am văzut lucrul ăsta între prieteni. Și momentan nu s-au realizat aceste lucruri pentru că nu aveau soluții foarte multe de sustenabilitate, dar noi acum avem foarte multe soluții și atunci va fi foarte ușor de dezvoltat o comunitate. Mm-hmm. Și vor să mai fie oamenii care, eu mă pregătesc, copii, să plecăm, să călătorim și să venim cu noi informații, cu noi tehnologii care să fie aplicate aici. Păi vă gândiți că acolo în spațiu veți găsi noi tehnologii? Sunt foarte multe tehnologii la nivel galactic sau universal, sunt foarte multe tehnologii aici, ce primim noi, aceste trei tehnologii care noi ne jucăm momentan, e doar vârful unui iceberg, ceea ce există sub acest vârf există mult mai la un nivel mult mai înalt. Încercăm să conectăm cât mai multe suflete, pentru că noi nu încercăm să-i arătăm oamenilor că există tehnologie, că există soluții, noi încercăm să-i conectăm cu Dumnezeu. Că dacă ei sunt conectați cu Dumnezeu, ei or să vină și o să zică, da, eu înțeleg și tehnologia asta și înțeleg și ce făceam înainte și se vor schimba programele lor de viață și toți vom intra într-o sferă de energie așa constructivă, pozitivă, în care toate lucrurile le vom atrage, pentru că toate lucrurile sunt în jurul nostru, doar că nu sunt manifestate din cauza lipsei noastre de încredere în care o avem în puterile noastre normale, nu le zic paranormale, dar avem foarte multe puteri. Dar ne lipsește acel curaj de a da încredere lucrurilor care noi deja le gândim. Și asta învățăm manifestări cuantice, învățăm să învețe să gândească constructiv, pozitiv. Nu ne interesează foarte mult cum vorbesc ei, dar ne interesează că își păstrează acea intenție și acel gând către o direcție pozitivă din viața lor, din ceea ce vor să-i se experimenteze. Deci, acum, pe ultimul paragraf, ca să zic așa, ați vorbit din nou despre acest subiect atot prezent în vremurile noastre și anume puterea gândurilor noastre combinate cu emoție de a ne influența, de a ne crea sau modifica realitatea fizică în care trăim, nu? Începând Absolut. Cu corpul nostru, cu sănătatea noastră, cu relații, cu belșug, cu tot, nu? Deci gansurile astea sunt cumva o augmentare, o prelungire a puterii mentalului nostru sau cum să le vedem în sinteză? Deci pe de o parte am puterea mentalului și emoționalului meu de a schimba lucrurile, iar gansurile vin și creează conexiunea. Crează conexiunea între gând și emoție. Da, noi avem o rază magnetică care se mișcă. Gândul și emoția pentru mine sunt un compus, că dacă am așa un gând fără emoție, nu se va schimba nimic dacă nu pun emoție acolo, dacă nu pun intenție. Deci pentru mine gândul și emoția sunt între gând și faptă. Și faptă. Între gând și faptă noi avem aceste substanțe care între gând și faptă nu se poate manifesta nimic, pentru că nu avem aceste substanțe. Deci aceste substanțe sunt ca un adjuvant, ca un auxiliar care susține materializarea, concretizarea intenției noastre, dacă este o intenție benefică. Da, și se pot face, sunt intenții speciale care se pot pune pentru a le programa și ele vor trimite, așa cum Adora ne arată lucrul ăsta, poate să trimită acea energie foarte rapid înapoi
dacă știm exact cum să lucrăm. Asta dacă avem o inimă deschisă. Totul pleacă de la inimă și iar după aceea, dacă omul este deschis, are o inimă deschisă, se conectează foarte ușor la suflet și de aici începe călătoria. Pentru că noi încă am rămas în zona primitivă, noi încă am ieșit din peșteră, ne încălzim la foc, mâncăm și ucidem tot ce mișcă și am pierdut conexiunea cu frații și surorile noastre care sunt aici lângă noi, doar că ne-am indus acest lucru și ne-a fost indus acest lucru și nu trebuie să dăm vina pe nimeni, trebuie să noi să ne reluăm puterile înapoi prin metode diferite, toate drumurile duc la Dumnezeu. Și o să ajungem și să percepem, nu știu, cu ochii trupului fizic sau poate cu ochii, cu vederea cealaltă, o să ajungem să vedem și noi elementalii, spiritușii, zânele, ce spuneam, cum spuneam, că sunt toate aceste făpturi minunate care sunt viața, sunt spiritul viu al tuturor speciilor. Ce vede un aparat foto sau ce vede un om, pot să vadă toți. Toate sunt create din aceleași lucruri. Doar că noi avem o limită și considerăm că nu putem și atunci dacă noi considerăm că nu putem... Nu putem. Nu putem. Da. E foarte simplu în univers. Da. Și lucrurile trebuie simplificate. De-aia încercăm să le prezentăm mai unor lucruri simple, făcute cu materiale simple. Putem să ducem și la un nivel mai avansat, dar... Încercăm să-i atragem către laboratoare, către studiu individual, pentru că acolo vine cunoașterea, acolo vine înțelegerea. Sunt oameni care au participat la cursuri, știu despre ce vorbesc și au aplicat aceste lucruri și o să vedem rezultatele în curând, ce o să ne prezinte aceste persoane și o să ne spună, s-a schimbat atmosfera în casă sau nu mai mă doare X și nu mai mă doare brațul. Într-adevăr, dacă ar fi să trag o linie, cel mai uimitor fapt mi se pare această simplitate aproape copilărească, aproape de zona ludicului, de zona jocului, iei o sârmuliță de asta și cu o sârmuliță de asta și un pic de apă și un pic de sare și gata. Te apuci și combini. E incredibil. De asta nu a fost dorit această cunoaștere să vină pe în realitatea noastră. Cunoașterea există la nivel secret de foarte mulți ani, dar acum a ajuns în mâinile publicului, în no name, oameni necunoscuți ca și mine, ca și Gianni, vin și pot să prezinte lucrul ăsta la un nivel academic sau pot să ducă la o instituție să prezinte aceste rezultate și avem o bază științifică în spate și avem, v-am spus, tehnologia momentan acum avem rezultate foarte bune în negocierile de pace, ne-a anunțat domnul Keș. Voiam să vă întreb. Da, domnul Keș chiar ne-a anunțat acum ultimul atelier de joi. Americanii și-au dat seama că au fost păcăliți de izraelieni, pentru că izraelienii au prezentat această tehnologie, acest reactor, să zic, a fost prezentat ca o bombă nucleară, ca o tehnologie de război, când ea de fapt era reactorul de nave spațiale care ridica nava spațială. I-a păcălit pe americani. Acum Agenția Internațională Atomică de Energie Atomică și-a dat seama de toate lucrurile astea pentru că au testat tehnologia, au văzut că nu e nimic în neregulă, iar acum americanii trebuie să recunoască că au fost păcăliți de izraelieni și în felul ăsta, dacă ei recunosc acest lucru, vine pacea foarte ușor pe lume, pentru că americanii erau americanii, chinezii, rușii sunt cele trei țări care conduc această planetă și care pot face această pace. Americanii acum au intrat și ei în hora pentru pace, din câte ne-a zis domnul Keș, pentru că rușii și chinezii vor pace prin această tehnologie și prin alte lucruri și s-ar putea să avem o surpriză mare la anul cu această tehnologie și dezvăluirea altor tehnologii, bineînțeles că este doar un vârf de iceberg. Fantastic! Iată că ne-am sincronizat și cu, ne-am potrivit și cu timpul emisiunii. Sigur că vă mulțumim cu toții, din tot sufletul, că dumneavoastră ne-ați mulțumit nouă, dar de fapt ne-ați făcut o mare favoare. În continuare, lumea este invitată să intre în contact cu grupul dumneavoastră, plasmaromania.ro, și am înțeles că și după trecerea în noul an o să mai veniți și o să ne mai bucurați. Dragi nemuritori și dragi nemuritoare, vă spunem la revedere și revelion fericit! Rămâneți sănătoși! A fost un an foarte dens și aceasta este, cred, ultima emisiune, nu? E ultima emisiune din anul acesta. Mulțumesc foarte mult, domnule Barbu. La mulți ani, plasmatici! La mulți ani, nemuritorilor!